Cuminte, primul podcast de educație media. Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune. Știi deja că în știri, dar și în alte articole sau produse media, presa trebuie să se conducă de anumite reguli de etică și deontologie. Un jurnalist nu are voie să scrie tot ce crede într-o știre, să acuze, să-și manifeste preferințele. În era social media există norme de care jurnaliștii trebuie să se conducă și atunci când postează ceva pe feed? Sunt lucruri pe care o redacție n-ar trebui să le facă pe pagina sa oficială de pe Facebook sau Instagram? Cum procedezi atunci când jurnaliștii pe care îi urmărești pe Facebook sau altă rețea socială te îndeamnă să votezi un anumit candidat sau partid? Astăzi, la podcast Cu Minte, ne-am propus să răspundem la aceste întrebări alături de Viorica Budu, cercetătoare în digital media. Bună și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră! Salut, Ana! Mă bucur să fiu aici! În 2020, Centrul pentru Jurnalism Independent a desfășurat mai multe cercetări în care a analizat paginile de Facebook a mai multor instituții media, unde a analizat comportamentul acestora pe rețelele de socializare. Nu prea s-au făcut astfel de studii anterior, de ce este necesar să analizăm comportamentul presei pe rețele. Ana, în ultimii ani, cum ai spus și tu, în era digitală, jurnalismul online vine cu rețelele online, vin atât cu oportunități, cât și, să zic eu așa, provocări pentru jurnaliști, pentru că rețelele sociale sunt o sursă utilă și gratuită de știri și informație la care jurnaliștii adesea apelează. Sunt o platformă de manifestare a poziției proprii. Și iată, aici apare o linie foarte blurată. Deci, când se încheie activitatea jurnalistică a reporterului sau a, nu știu, angajatului media și când începe manifestarea opiniei proprii a omului și nu a jurnalistului. Eu cred că aici nu există o linie și e foarte complicat pentru jurnaliști să facă această distincție. Respectiv, vedem pe rețelele sociale conturi ale jurnaliștilor cu notorietate și, aș zice eu, popularitate în rândul internauților, pe care vedem atât poze personale de la anunți cu mătrii vacanțe, cât și opinii politice gen critică la adresa unui politician, susținere pentru un politician, ceea ce cred eu că multă lume o face poate inconștient, anume din lipsa asta de înțelegere a cum funcționează rețelele sociale, pentru ce ei folosesc rețelele sociale. Și cred că este un subiect care necesită mai multă analiză și reflecție din partea atât a jurnaliștilor, de ce fac ei acest lucru, cât și din partea celor care monitorizează cercetătorii media, ca să înțelegem cum poate regândim scopul și rolul rețelelor sociale în activitatea jurnalistică. Una dintre monitorizările CJI, despre care spuneam mai devreme, a arătat, de exemplu, că unele redacții au favorizat masiv un partid sau un anumit candidat a acestui partid la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020. Aș vrea de aici, de la bun început, să clarificăm acest lucru. Încalcă normele etice, deontologice, un jurnalist atunci când își expune preferințele politice pe pagina sa de Facebook sau Instagram sau TikTok mai nou? Rețelele sociale sunt doar un instrument de manifestare fără cenzură sau fără a fi filtrat de către un editor. Respectiv, comportamentul tău offline trebuie să corespundă cu comportamentul tău oriunde. Deci, online, mediul online este doar o reflecție a realității noastre, este un fragment din ceea ce suntem noi, nu este paralel, noi suntem conectați, respectiv, ceea ce spui tu pe rețele nu este diferit de cum te percepe lumea în afara rețelelor sociale. Respectiv, eu cred că atât codul deontologic al jurnalistului Republicii Moldova, cât și multe alte coduri deontologice din întreaga lume se bazează pe anumite criterii și anumite valori comune în care ar fi incluse echitatea, credibilitatea jurnalistului, neutralitatea față de anumite subiecte. De aici vine și dreptul, să zic eu între ghilimele, jurnalistului de a fi monitor al realității și de a fi acel canal prin care lumea vede societatea. Și neutralitatea politică și independența politică este unul dintre cele mai de bază principii, aș zice eu, mai ales în preajma alegerilor. Atunci când
omul de rând își manifestă un drept primordial și obligație față de statul în care locuiește. Deci, jurnalistul cred că are rolul primordial a păstra acea credibilitate față de audiența sa, respectiv să zici votează pe cineva, deja este propagandă. Și am mai zis că obligația jurnalistului este să îndemne omul să voteze, să ajute cetățeanul să conștientizeze rolul lor de a vota, rolul de cetățean activ, cetățean care înțelege foarte bine care este situația în țară, cine este un partid politic sau altul, respectiv jurnalistul trebuie să reflecte echidistant și neutru toate partidele politice. Putem spune că este o continuare a jobului și pe rețelele de socializare atunci când, de exemplu, tu vii de la serviciu, ai luat cina și până la urmă intri pe acea rețea de socializare ca să te relaxezi sau ca să afli anumite mesaje și vrei să-ți exprimi și tu poziția ta față de ceva anume, da? Și atunci te gândești, tu ca jurnalist, trebuie sau nu să faci acest lucru? Este foarte complicat să zici, m-am trezit dimineața, am un rol, după masă am alt rol, seara am alt rol și lumea să aibă grijă, să țină minte în care rol ești tu. Este valabil pentru orice profesie, dar mai ales pentru jurnalist, care se află între dreptul de exprimare pe rețelele de socializare și acel element de responsabilitate publică și responsabilitate față de audiența pe care o are. Este, cred că, de responsabilitatea acelor persoane, acelor jurnaliști, ca să gândească foarte, foarte critic ceea ce postează, mai ales în ajun de alegeri. Atâta timp cât postezi o opinie politică și această opinie politică nu neapărat ține de un partid politic sau o personalitate politică. Poate să fie despre o lege sau poate să fie despre un eveniment cu conotație, cu impact politic care ar putea duce la o schimbare socială. Deseori, deci este o practică în țările de vest ca instituțiile, media, să elaboreze ghiduri în care jurnaliștii cumva sunt încurajați să nu posteze conținut care ar putea duce la discreditarea instituției. Deci, cumva se este încurajat jurnalistul ca să fie foarte, foarte responsabil cu ceea ce gândești. Deci, în mediul online nu există bariere, nu există editori, respectiv niciodată nu știi cum circulă informația. Nu este o conversație între două persoane. Este, de fapt, un mesaj lansat undeva și niciodată nu știi unde ajunge. Probabil acum ne ascultă și jurnaliști mai tineri și viitori jurnaliști. Hai să clarificăm și pentru ei, ca să fie pe înțeles, cu câteva exemple pe care să le oferim, ce ar trebui și ce nu ar trebui să postăm în calitate de jurnaliști. Deci, haideți să luăm, dacă tot suntem în campanie electorală, un mesaj de genul înregistrați-vă pe platformă. Deci, un mesaj către diaspora, înregistrați-vă pe platformă. Ca să știm care este numărul exact de persoane în diasporă, cred că este un mesaj pertinent pe care orice jurnalist, eu aș încuraja astfel de mesaje pe paginile de socializare a jurnaliștilor. Un mesaj de genul de critică față de un candidat politic care a lansat un mesaj cumva indirect dă de înțeles afilierea sau cel puțin preferințele politice ale jurnalistului. Respectiv, aș încuraja ca acest tip de mesaje să fie lăsate cât mai neutre. Deci, distribuirea de știri despre candidați politici cred că este încurajată, dar comentariile de genul ce a făcut X sau Y este greșit, asta este deja o opinie proprie. Eu cred că este atât complicat cât și simplu să-ți pui întrebarea de ce fac eu acest lucru. Concluzia la care am ajuns este că pe online ne comportăm exact ca și atunci când facem știri. Suntem echidistanți, neutri și să nu includem deloc opinia noastră personală ca jurnaliști. Vorbind despre aspectele politice, eu susțin ce ai zis tu mai devreme, doar că mai există altă latură. Ca să fim corecți, trebuie să valorificăm și capacitatea și posibilitatea acestor tipuri de conturi publice ale jurnaliștilor în a face bine. Pentru că pe lângă politic mai există și viața de zi cu zi, în care sunt cazuri
în care doar un jurnalist, deci o postare de apel la ajutor sau o postare despre un caz sau o situație, poate să aducă mult mai mult vizibilitate și audiență și suport și reacție din partea publicului. Respectiv, nu e o întrebare de trebuie sau nu trebuie. Eu cred că este un aspect de care este scopul pe care mi-l pun eu postând astfel de lucruri și dacă merge în concordanță cu valorile etice și deontologice ale breslei jurnalistice, ale instituției media pe care o reprezint și, nu în ultimul rând, a umanității. Deci, suntem noi oameni buni, facem asta cu intenții bune, că uneori lucrurile se întâmplă chiar din intenții bune și ajung pe online să aibă o întorsătură total neașteptată cu conotație negativă. Aceleași lucruri sunt valabile și pentru instituțiile media? Monitorizând rețelele sociale ale instituțiilor media, cât și a jurnaliștilor, văd o delimitare clară dintre sticlă, ecran, și rețelele de socializare. Este foarte bine de înțeles că totuși mediul online, pentru mediul online contează fiecare vizualizare, fiecare click, like, share și este o parte importantă pentru că astfel instituțiile media își mențin audiențele active, oferă o platformă de interacțiune cu conținutul media pe care îl postează. Dar în același timp, grila de Facebook nu are limite. Respectiv, uneori am mai văzut și postări cu tentă de senzațional, care pe sticlă nu ar fi apărut, cu titluri mai jucăușe, dar în același timp și tendențioase. Respectiv, rețelele de socializare sunt un mediu mai liber atât și pentru instituțiile media. Cred eu că există metode și mai creative de încurajare audiențelor online ca să participe și să fie activi și mă bucur să văd că instituțiile media în ultimii ani au devenit foarte creativi și deschiși pentru a diversifica conținutul online și pentru a crea o comunitate online. Dar în același timp, mai ales în ultimele luni, am văzut niște titluri pe care eu niciodată nu am crezut că acea instituție media le va lansa în media online, mai ales acolo unde el circulă foarte rapid. Și primeam screen-uri de la prieteni de-ai mei cu titluri absolut fără sens de la instituții media și ziceau că, uite, îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău și am gânduri gen să nu mai să dau un follow la această pagină. Ceea ce cred că este de gândit și cred că ar trebui să fim mult mai atente instituțiile media în ceea ce cum ele gestionează rețelele de socializare. Pentru că uneori lumea nici nu mai are televizoare acasă, dar toată lumea are un telefon și toată lumea urmărește pe Facebook o instituție sau alta de media ca să primească acele știri. Și cred că acum, pentru că până la urmă se dezvoltă gândirea critică la oameni, se investește foarte mult în această parte și multe ONG-uri, instituții încearcă să meargă în această direcție și cred că oamenii au început să gândească și să analizeze, să zică că acest titlu nu este ok. Și atunci instituțiile media trebuie să înțeleagă că o mică greșeală le poate costa un urmăritor sau o persoană care deja nu va mai recomanda instituția ca una integră. În Republica Moldova nu există prevederi care să interzică expres unei redacții să-și expună preferințele politice pe rețelele de socializare. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova recomandă însă respectarea regulilor de etică atât în mediul offline cât și în cel online. Totuși, este sau nu suficient această precizare? Este nevoie de ceva mai mult? Este nevoie de ceva mai mult, mult mai mult, pentru că mediul online și jurnalismul online, pe cât de similar, pe atât de diferit este. Pe atât de mult, deci, în primul rând, ar trebui să înțelegem câte oportunități avem pe mediul online și câte provocări sunt pe mediul online. Ceea ce, din păcate, mai puțin le conștientizează. Codul deontologic este foarte larg și așa ar trebui să fie un cod deontologic, doar că cred că ar trebui să conțină mult mai multe detalii despre ce presupune jurnalismul online și acea frază și atât în mediul online să fie mult mai mult desfășurată, cel puțin. Ce ar trebui să includem acolo? Ce precizări ar trebui? Cred că ar trebui să dăm definiția
jurnalismului online și a jurnalistului online, pentru că totuși jurnalistul care activează în mediul online este, bun, în Moldova noi facem de toate, dar totuși există o diferență, pentru că jurnalistul din mediul online, fie el freelancer, deja nu mai există acele elemente de filtrare și de editare, pe când în jurnalismul tradițional avem un editor, un redactor. Ar trebui să conțină linii de ghidare ca să susțină și să încurajeze activitatea jurnalistului în mediul online. Și anume, ce facem cu rețelele de socializare, ce facem cu pârghiile de manifestare a opinii publice, gen blogurile sau vlogurile mai nou. Dacă un jurnalist este afiliat de o instituție media, care este activitatea lui pe lângă această instituție media sau este o continuitate. Eu cred că, deci, o dezvoltare a codului deontologic al jurnalistului Republicii Moldova la capitolul jurnalism online, cred că ar trebui să vină cu specificarea clară că mediul online este o continuitate a jurnalismului tradițional, o continuitate a realității în care noi trăim, deci nu există medii paralele, nu există jurnalismul tradițional sau jurnalismul online. Se lucrează împreună, respectiv acele libertăți care se iau din inițiativă proprie pe rețelele de socializare care ar afecta imaginea publică a instituției media sau a jurnalistului în sine, pentru că nu poți să publici un material pe pagina unei instituții media care zice X și în timpul tău liber să postezi ceva pe rețele care contravine la ce ai zis tu mai devreme. Cred că ar trebui să vină cu acea încurajare de ca jurnaliștii să fie integri indiferent de ce mediu și aș zice eu că delimitarea online-offline este inutilă la moment pentru că suntem jurnaliști. Suntem jurnaliști de dimineață, noapte, te trezești la ora 3, tot jurnaliști ești, cu responsabilitatea atât în mediul offline cât și mediul online. Consider că pe lângă modificările din codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, este necesar ca și instituțiile media să-și creeze ghiduri interne care să specifice clar, uite, în situația în care vrei să postezi părerea ta pe Facebook, pe pagina ta personală, un ghid care să-l ajute în anumite situații, când poate și când nu poate să-și exprime opinia el. Exact. Pornind de la faptul că deseori noi nu conștientizăm acea diferență dintre opinia publică și activitatea personală, pe rețele de socializare eu cred că multe din acele postări care au fost observate cu tentă politică pe paginile de Facebook ale jurnaliștilor, poate nici nu au fost intenționate sau conștientizate până la capăt. Sau dacă au fost conștientizate, atunci nu a fost conștientizată care ar fi impactul asupra imaginii instituției la care lucrează. Respectiv, acest ghid ar fi de foarte mare ajutor ca să stabilească clar relațiile dintre jurnalist, instituție media și ar fi un punct de referință pentru a reduce cumva postări care duc la confuzie și la pierdere de credibilitate din partea publicului față de jurnaliști pe care îi urmăresc pe rețelele de socializare. Dar mă întreb dacă aceste limitări, până la urmă, în mediul online, pentru jurnaliști, reprezintă vreo îngrădire a dreptului la opinie. Erau câteva studii făcute pe un eșantion de 1800 de jurnaliști care spuneau că 80% din conținutul pe care îl postează pe rețelele de socializare este opinia personală. Respectiv, elementul de lipsă de obiectivitate persistă la greu pe rețele de socializare. Unele instituții, gen New York Times, au interzis ca jurnaliștii să-și manifeste opinia publică. BBC a interzis ca jurnalistul să-și anunțe preferințele politice. Deci sunt mai multe practici. Și eu cred că jurnaliștii de la BBC sunt foarte conștienți de regulamentele interne și codul lor deontologic, respectiv înțeleg foarte bine care este rolul instrumentelor online de colectare și de manifestare opiniei personale sau publice sau care este rolul rețelelor sociale în transmiterea informației sau circuitului informațional. Jurnaliștii din Republica Moldova mai au de lucrat la conștientizarea rolului rețelelor de socializare în activitatea profesională.
și sunt conștientă că noi cumva am apucat pe sărite utilizarea rețelelor sociale în activitate profesională. Cei din vest deja au o cultură organizațională și personală de utilizare a rețelelor sociale și ei vin cu cunoștința asta de ani de zile, chiar de la începutul utilizării platformelor, cumva, deci ei au această cultură. Noi încă o dezvoltăm. Sunt sigură că cei care ne-au ascultat au înțeles clar. Jurnalistul nu trebuie să-și exprime opinia politică sau viziunile politice pe rețele de socializare, fie că este vorba de TikTok, fie că este vorba de Instagram sau Facebook, dar ce ar trebui să încurajăm pe jurnaliști să posteze? Ce pot să posteze? Cum ziceam mai devreme, jurnalistul în mediul online poate să devină influencer, mai ales dacă are audiențe largi, și cred că este de obligația jurnalistului să conștientizeze puterea de a face bine pentru societate și de a contribui la educare, informare și de a utiliza această forță având la bază aceleași principii: credibilitate, echidistanță, obiectivitate, așa cum le are și în mediul jurnalismului tradițional. Viorica, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai spus astăzi. Mersi mult! Sunt sigură că ascultătorii podcastului nostru au aflat lucruri noi și utile, mai ales că discuția despre cum se întâmplă anumite lucruri pe social media și cum ar trebui să fie, ce e rău și ce e bine, este abia la început și mai avem un drum lung de parcurs, nu doar în Republica Moldova, în toată lumea, până vom ajunge la un mediu virtual curat, inclusiv și prietenos tuturor. Iar tu, drag ascultător, indiferent de opiniile politice ale jurnaliștilor pe care îi urmărești, filtrează cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcast, Apple Podcast și SoundCloud. Cu minte, primul podcast de educație media. Podcastul Cu Minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente inovatoare de educație media pentru cetățeni bine informați. Cu Minte, primul podcast de educație media. Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.